putem ieși din anumite dispute sterile, care sunt consumatoare de timp, de energie, să lucrăm mai mult pentru a ne atinge obiectivele pe care le-am fixat. Sigur, acum, ca în orice țară democratică, opoziția joacă un rol important și la noi opoziția are o atitudine care este, în fine, dintr-un punct de vedere firească, să atace orice acțiune a majorității. Ce nu e firesc este să vezi că o opoziție democratică, care așa se autodefinește, da? Susține instituțiile represive ale statului, instituțiile de forță și vrea să acopere toate aceste grave ilegalități care s-au produs în trecut. Și încearcă să distorsioneze conținutul dezbaterii publice, organizând manifestații de stradă pe legile de reformă ale justiției, venind cu o serie de minciuni care ulterior, sigur că s-au dezumflat. Adică, legile de reformă ale justiției urmează să afecteze independența justiției și slăbesc lupta anticorupție. Au trecut de controlul de constituționalitate, niciuna din aceste afirmații nu s-a putut verifica. Dar, sigur că atâta, ăsta e nivelul lor, așa cred că își pot construi un suport politic, e treaba lor. Rezultatele din sondaje demonstrează o prăbușire dramatică pentru PNL și pentru faptul că liderul partidului nu are pic de credibilitate, având în vedere că el a fost implicat într-un dosar acuzat de corupție și sigur că toate atitudinile lui au fost puse evident într-un registru clar. Avea un interes să scape față curată, trebuia să fie simpatic și amabil cu cei care sunt în justiție, doar să o beneficia de clement. Cam toate sondajele zic că PNL a crescut. Care toate sondajele? E unul care zice că a scăzut. Sondajele Avangard, care sunt lunare și care au arătat că a ajuns PNL-ul la un scor în mare creștere, la 20%. Deci de la 30% au crescut la 20%. În echilibrele de rigoare. Domnule Tăriceanu, veți candida la prezidențiale? Primesc întrebarea asta destul de des în ultima vreme. Nu știu. Vă întreb sincer. Nu vreau să răspund nepoliticos. Nu știu de unde pornește această curiozitate. Bine, o curiozitate ziaristică e oricând justificată. Dar având în vedere că alegerile prezidențiale sunt peste un an și jumate, mai bine, orice